Da. Răspund eu. Da, noi ne-am gândit la mai multe proiecte. Aceste proiecte au ca deviză continuăm schimbarea, deviza partidului. Noi ne-am întâlnit, deja am început să lucrăm la ele. Cu siguranță le vom prezenta unele dintre ele în prima ședință de Consiliu Local. Iar o idee care am discutat-o împreună și pe care vrem să o promovăm este schimbarea denumirii sălii de sport Elisabeta Lipă, cu o altă denumire. Elisabeta Lipă este născută la Siret, în județul Suceava, deci nu este botoșăneancă, noi vrem să promovăm botoșănenii. Deci denumirea sălii de sport să fie schimbată, de exemplu, cu Patricia Cireș sau Simona Radiș, care are destul de multe medalii de aur câștigate în canotaj. Da, un motiv ar fi intrarea în politică a doamnei Elisabeta Lipă și candidatura dumneaei pe locul întâi la Camera Deputaților? Nu numai decât. Nu, pur și simplu vrem să promovăm botoșenii. Noi avem botoșenii atât de valoroși și nu-i promovăm. Promovăm persoane din județul Suceava să fie promovate în Suceava. Noi în Botoșan promovăm botoșenii. Elisabeta Lipă s-a cam dezis de botoșeneni, eu zicând că ea nu-i botoșeneancă, ceea ce e adevărat. Atunci, de ce noi să punem numele unei sări, chiar dacă este o mare sportivă, numele dumneavoastră, să rămână numele dumneavoastră, când putem să promovăm botoșeneni, care nu se dezic de locul de unde s-au născut, de unde au crescut, de unde s-au dezvoltat. Cred că este un motiv destul de serios. A nu se înțelege că noi respectăm și nu admirăm toate performanțele. Doar că acest nume cred că se poate schimba de acum. Este. Și da, eu aș asimila și cu intrarea dumneei în politică. Adică una este să promovăm și să fie o sală cu acest nume pentru performanțele dumneei, dar atâta timp cât tu te asimilezi cu un partid, cred că trebuie să acel nume cred că trebuie să fie dat jos de pe sală.